Salutare, fraților, cu voi este Eddie, am revenit pe acest canal. Dar vreau să suntem la porumbei, le-am adus mâncare. Da? Ia uitați, iese și puiul bălțat, îl vedeți acolo, mănâncă și el singur. Da, ieri am pus pușorul celălalt al bălțatei la ăștia în pui. Am văzut prin comentarii să pun unul dintre ei la ăștia. Dar, desigur, acum când am venit, l-am găsit pe jos, pe ăla, l-am găsit pe amândoi. Nu stau, că sunt, pleacă de foame, mai ales ăștia, sigur nu-i dau mâncare. Și na. Stau pe jos. O să-i pun din nou un cuib, unul este sus, vedeți acolo. Și ăla alb al jucătorilor era pe jos, l-am pus pe el sus. Na. Sunt mari. Uitați-l. Da, mănâncă singur, dar vă dați seama că e mai dă și masculul. O să le dau drumul și astăzi. Da. Da, nu trecut pe vremea asta, până erau închiși. Rupea uliu, da, acum. M-ați mai mult dacă la tine nu rupe uliu. Nu, nu rupe. V-am spus, vine, nici joi în Paște. A, e, pe bălțată a luat-o, da. Dacă a făcut baie, a avut noroc. A făcut bălțata baie, dar în rest, nu ăla. Că de fel aia rupea cerul, când o alerga uliu. Da. Ăștia o strânge ăștia cui. Da, oricum nu o să-i las. M-a întrebat dacă eu desperechez porumbei. Nu, no? Nu-i desperechez. Nu i-am desperecheat 3 ani de zile, așa că, dar cum am ornamentat. Deci da, uitați puișorul. Da, masculul îi dă mâncare la celălalt pui. Aseară când l-am pus pe ăla în cuib la ăștia, la ăștia doi, aveau ușile, babane sunt așa. Deci aveau ușe, îi hrănește masculul. E greu cu care m-a stimut cu doi pui, dar n-am. Oricum o să le dau drumul. Să-l pun și pe ăsta micu. O că încearcă să se ducă la el. Hai mă și la ce lângă ăsta la. Are ceva în gușe. Și ăla micu. Na, trebuie să le iau paile ăsta de aici, că se gândesează pe ele și n-are rost. O cheamă la cuibă ăsta, vreau să o iar. Dar nu am ce mai căuta. Ia mă, Timișoare, am cu dată de aici. Hai, hai. Lasă-o să nu știe paie, da. Îi lasă strângă, oricum de oat, n-au ce căuta. Da. Am zis că strâng și... Vine ție a doi. Românul ăsta de aici. Deci da. M-ați întrebat dacă argentii au oat. Nu n-au oat. Doar în curând cred că vor că am văzut femeia pe cuib, că tot stă femeia pe cuib. Deci cred că, da, vor oa până la urmă, dar vedem. Da, ca-ți mă scurul acolo. Deci, haideți că filmez când le dau drumul. Și na. Așa, să vii mai ales pe ăștia, uitați femeia. Masculul este pe sus. Deci da, trebuie să-i duci la ăștia să le fac curățenie. Dar să vedem când am timp. Nu am timp. Da, să vedem. Dacă nu, și dacă nu îngheață, desigur. Azi noapte a înghețat pe la noi. Da. Aia. Mai am niște boabe. Deci, haideți că revin cu eliberarea asta. Așa, să vedem dacă voiajorii vor pleca la zbor și să zboare. Ieri, de exemplu, au zburat. Hai mă, bărcile! Normal, când ies bărcile alea de dragoni. S-au dus patru. Haideți să mă dau și eu jos să vedem dacă o să-i prind.
Zboară bărcile. Ia să zboare ăștia. O zboară. Noi v-am spus, acum de când s-a lăsat frigul, nu mai zboară chiar și de mult. Ia să vedem dacă va juca jucătoarea. Dacă o prind. Sper că s-a văzut pe filmare. Sper că s-a văzut pe filmare cum a jucat. Hai mă, cu dat acum. Zboară și aia. Mă, că se ține destul. Acum a început să zboare și ea. S-a lăsat. Nu, că nu zboară mult, v-am spus. De când s-a lăsat frigul ăsta, nu mai zboară. Zbura mult cât a fost căldură. Căldură. A fost cald. Până să se lase frigul, să văd ce s-a lăsat frigul. V-am spus că zburau în jur de o jumătate de oră. Înainte. Dar haideți că le aruncăm care pe aici pe jos. Așa. Ustucii. Băi, ce se lipsească ei? Când ne pleca de aici de lângă porumbei, cum vin la mâncare, au venit și vrăbile astea, braveții. Deci da. Unii sunt pe acolo. Căselușa. Că zboară bărcile. Dragoni. Am fost speriat. Ăștia sunt. Na. Da, fraților, pe videoul de ieri v-am spus că puișorul listei alea l-am găsit burt. Oricum, se vedea de pe video că nu e regulă cu puiul ăla și v-am spus, cei care sunt slabi, mor. Da. Am spus ăștia de la Aibălțatei, au trăit. Deși vedem și ăștia. Dacă se mai pune gerul, nu știu. Nu știu ce să zic. Dar, vedem. Dați femeia la decret. Am venit și masculul. Bă, ieri am văzut că se cam țineau pe după ea. S-o calce. Dar nu cântă. Nu știu să zic. Să pune, să ține după ea s-o calce, dar nu cântă. V-am spus, vedem la primăvară, dacă nu cântă. În martie, încolo, când o se lasă scoată. Sau vedem. Dacă vedem când o să înceapă să cânte, n-am decât să-l schimb. Vorbesc cu băiatul de unde am luat. Bă, nu cântă. Na. Și aia e, îl schimb, de altul. Unii sunt pe acolo. Na, se mai dă pe la casă, mai ciuglezi din temelie. Deci, da. Bun, fraților, cam atât cu acest video. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă strângem la acest vlog 80 de like-uri, mâine postez alt vlog. Dacă nu strângem, nu postez. Simplu. Deci, până data viitoare, la revedere!